Suspiciunile de plagiat la adresa ministrului de interne Lucian Bode se confirmă aproape în totalitate. Este concluzia la care au ajuns experții de la Universitatea Babesboei care au analizat teza de doctorat a șefului de la interne. Comisia a constatat grave erori de citare care viciază substanțial corectitudinea lucrării. Profesorii de la Cluj au cerut ministrului să retragă cartea publicată pe baza lucrării. Lucian Bode neagă acuzațiile și susține că a respectat standardele academice din 2018, așa că textul nu poate fi evaluat după normele din prezent. Același oficial a anunțat sadat că va merge înainte în instanță și nu demisionează